Samsung NX30 vine cu o grămadă de funcții ce o să te avantajeze atunci când dorești să fotografiezi sau să filmezi. Are un design similar cu un DSLR entry-level. Acest aparat îți este de mare folos dacă pleci într-o vacanță sau dacă ești jurnalist de presă scrisă. Spun asta pentru că sunt sigur că o să satisfacă orice idee pe care o ai. O zi însorită în parcul Cismigiu cu Samsung NX30 este perfectă pentru că o să putem să facem fotografii cu timp de expunere foarte rapizi. Posibilitatea de a fotografia la un timp de expunere de până la 1x8000, poți obține fotografii detaliate, de foarte bună calitate, cu o separare a subiectului de fundal, fină și drăguță. El având posibilitatea să tragă până la 1x8000, o să facem acum în cadru, la această statuie. Încă nu este atât de însorit încât să tragem cu un timp foarte scurt, dar suntem într-un timp de 1x320 cu diafragma f.5. Are un senzor de 20,3 megapixeli, iar o să vă realizăm un crop, să vedeți exact ce detalii poate să scoată. Pe lângă funcția de Wi-Fi și NFC, deja găsită la foarte multe aparate foto, Samsung a venit cu ceva nou, Dropbox. Cunoscutul serviciu bazat pe stocare în iCloud este preinstalat pe NX30. Haideți să vă arăt pașii pe care trebuie să-i urmați atunci când doriți să conectați Samsung NX30 la telefonul mobil pentru a trimite fotografiile sau pentru a declanșa pur și simplu cu el. Trebuie să descărcați din App Store sau în Android aplicația, și anume Samsung Smart Camera. După cum observați, ceea ce avem acum pe camera foto, avem pe telefon. Iar apoi, de exemplu, puteți printr-un simplu click să faceți focalizarea și apoi să declanșați. Printr-un simplu click faceți focalizarea și apoi printr-un simplu cel de-al doilea click declanșați. Dacă ești pasionat de filmulețe sau efectiv îți place să te joci cu asta, țin să spun că ai găsit aparatul cu care poți să începi foarte serios această meserie de videograf. Tai butonul de rec la îndemână, iar în timpul filmării, ce îmi place foarte mult, este că poți să setezi timpul de expunere sau diafragma, neîncurcându-te cu nimic, iar microfoanele incorporate în aparat, și anume două la număr, adică înregistrează stereo, sunt de foarte bună calitate. NX30 îți dă posibilitatea să-l personalizezi așa cum dorești tu. Este foarte ușor de folosit, având moduri de fotografiere personalizabile. Acest aparat îmi place și foarte mult modul, adică suportul pentru mâna dreaptă. Îți stă foarte bine mâna pe el și ai la îndemână toate butoanele. Atunci când vrei să fotografiezi, dacă vrei să schimbi anumiți parametri, gen timpul de expunere, diafragma sau ISO, e foarte ușor să ajungi la aceste setări. Iar un alt aspect important este că ai butonul FN presetabil, adică poți să-i setezi pe el exact ce funcție dorești să facă. Nu e ok să-ți pui timpul de expunere sau diafragma, pentru că acestea deja le ai pe rotița frontală, iar timpul de expunere l-ai sus. Pentru a fi cât mai sigur pe încadrarea pe care o să o folosesc la această fotografie, folosesc ocularul. În timp ce privesc prin ocular, observ dacă timpul de expunere sau diafragma este setat așa cum trebuie. Ți-l recomand pentru că senzorul are 20,3 megapixel, conectivitatea directă cu Dropbox, filmarea și butoanele presetabile. Îți recomand și o asigurare bulletproof ce te face să scapi de griji.